În acest material vom vorbi despre tocul pistolului Parabellum, zis și Luger sau P08. Spre diferență de ziua de astăzi, când există o piață dezvoltată de piese și accesorii pentru arme, în prima jumătate a secolului 20, cam orice armă și în special cele militare, veneau ca un kit complet. Adică, pe lângă arma propriu-zisă, producătorul oferea și un toc, și încărcătoare, și unealta de mentenanță, dezansamblare, vergea pentru curățare sau alte accesorii în funcție de model. Acestea erau uneori înseriate și intrau în dotarea militarului sau polițistului ca un tot unitar. În cazul P08, care este denumirea sub care a fost adoptat în armata germană, pistolul venea cu un toc, două încărcătoare și o unealtă de dezansamblare. Acesta este tocul pe care l-am achiziționat pentru pistolul meu. Este, bineînțeles, o reproducere modernă, tocurile originale fiind foarte rare, pentru că pielea nu rezistă în condiții bune în cei peste 100 de ani de la fabricare. Se dorește a fi o reproducere a unui toc de poliție din perioada Primului Război Mondial sau în perioada interbelică. După cum se poate vedea, este confecționat dintr-o piele foarte țeapănă, exact cum erau fabricate și tocurile originale. Pistolul se introduce prin partea superioară. Și apoi clapeta se asigură cu această curelușă, care se prinde în acest știft. Pentru scoaterea pistolului se eliberează curelușa, apoi se trage de această altă curelușă pentru a scoate pistolul un pic și apoi se extrage pistolul. Curelușa este necesară pentru că pielea este foarte foarte dură și n-ar încăpea mâna aici ca să scoți pistolul, așa că tragi de curelușă, iese pistolul, apoi îl apuci și îl scoți afară. Aici în laterală se poate observa locașul pentru al doilea încărcător, care stă cam așa. Încă o dată extragerea pistolului, se deschide curelușa, se trage de această altă curelușă, se apucă pistolul și se scoate. Pe partea interioară a clapetei este un mic buzunar pentru unealta de dezansamblare. Această unealtă este special concepută pentru acest pistol și are două folosințe. Odată, partea de jos este o șurubelniță care se potrivește perfect pentru cele trei șuruburi care există în acest pistol. Două sunt acestea două de la grip, pentru a desface cele două părți ale gripului. Iar al treilea este pentru scoaterea cuiului percutor. Cealaltă folosință este acest umăr, care împreună cu gaura din mijloc formează un altă care ajută la introducerea cartucelor în încărcător. Arcul de la acest încărcător este foarte puternic, iar metoda oficială de încărcare presupune tragerii în jos a follower-ului cu ajutorul acestui buton. Nu prin apăsare, ca în încărcătoarele moderne. Lucru care poate fi destul de dificil pentru cartușele cele mai de jos, pentru că de aici
devine foarte greu să împingi în jos arcul. Unealta ajută la încărcare prin introducerea butonului în această gaură din mijloc, care apoi permite apăsarea în jos a arcului încărcătorului folosind umărul. Trebuie puțină practică, dar ai loc să apuci mult mai ușor de acest umăr decât să tragi de butonul ăsta care e mic și îți zdrălește degetul. Tocul se fixează de curea cu ajutorul acestor două bretele din spate. Poziționarea tocului era pe partea stângă, deci în partea asta, și după cum se vede din alinierea bretelelor, nu e chiar paralelă, era puțin înclinat în față, cam așa. Posesorul pistolului trebuia să opereze tocul cu mâna stângă, adică să dezasigure și să deschidă clapeta, să tragă de curelușa aceasta altă și apoi cu mâna dreaptă apuca pistolul și îl scotea din toc în stil crossdrum, adică peste corp. În acea perioadă nu se punea accentul pe rapiditatea scoaterii armei, ci pe asigurarea ei în timpul activității de zi cu zi. Pistolul era o armă secundară, iar lugărul era oricum doar în dotarea ofițerilor, care se presupunea că avea un preajma subordonați care să-i apere în caz de probleme apărute brusc. După cum am spus, acest stoc este modelul de poliție. Mai există alte două modele. Modelul de armată, care e aproape identic cu cel de poliție, cu singura diferență fiind curelușa de fixare a clapetei, care în loc să vină de jos în sus, vine de sus în jos, și jos laterală de fapt, și se fixează nu cu un știft, ci cu o cataramă. Ceea ce face ca pistolul să fie și mai greu de scos din tocul de armată. Celălalt model este tocul pentru lugărul de artilerie. Acesta e un pistol mult mai lung și, prin urmare, și tocul este mai lung, dar în plus are și un pat detașabil din lemn în partea din spate. Acest model nu se purta la curea, ci cu o bretea peste umăr. Curelușa de fixare este identică cu modelul de poliție. De asemenea, tocurile se găsesc în două culori, maro și negru. Din câte am observat, în primul război mondial era preferată culoarea maro și în al doilea culoarea neagră, dar nu este o regulă precisă. Tocul pistolului Parabellum a fost potrivit pentru perioada în care a fost folosit și n-am găsit rapoarte negative asupra lui, chiar dacă în ziua de astăzi pare foarte greu și ineficient în folosire. Este o relicvă a istoriei armelor și trebuie tratat ca atare.